Bun găsit! Stresul este o epidemie globală a timpului nostru. Însă când știm că trebuie să ne oprim din ceva ce nu ne face bine? Sau cum trecem peste perioadele de stres care ne duc în situații critice? Ne spune totul psihologul Cezar Giosan. Tot acum vedem și cum trecem peste această perioadă de încordare continuă. Stresul este problema secolului nostru. Cum facem să nu ajungem într-o situație critică din cauza stresului? Schimbăm circumstanțele în care ne aflăm. Stresul este, de fapt, o stare de încordare, o stare de tensiune care apare ca rezultat al faptului că stăm într-un anumit mediu care exercită foarte mare presiune asupra noastră. De obicei, oamenii sunt stresați la serviciu, de obicei, nu întotdeauna, dar de obicei, din cauza faptului că au deci proiecte, pe locul întâi ar fi serviciu. Serviciu, da, din cauza faptului că au deadline-uri foarte strânse, poate că nu se înțeleg cu șeful foarte bine, muncesc foarte mult. Dacă stăm și ne gândim, te duci la serviciu, stai cam 8-9 ore pe zi, după aia adaugi și drumul până acolo și drumul înapoi acasă sunt 10-12 ore pe zi uneori, dar uneori mai mult. Soluția ar fi să schimbăm astfel de circumstanțe, fie să luăm un job part-time, de exemplu, dacă nu vrem să muncim atât de mult, dar uneori nu este fezabil, nu este realist pentru că avem nevoie de bani. Sau să avem un job care ne place și așa nu mai simțim că muncim. Exact, exact. Bun, deci locul de muncă, apoi care ar mai putea fi factor de stres? Societatea ca atare, da. De exemplu, faptul că nu ai acces la servicii de sănătate optime sau foarte bune este un factor de stres pentru că e un pericol să pentru nu ai acces. Pentru că te gândești că te îmbolnăvești și ce faci? Exact, exact. E un pericol asupra supraviețuirii. Cine raportează cele mai mari niveluri de fericire din lume? Finlanda, Norvegia, Suedia, toate țările nordice. Care oferă exact, locuitorilor cam tot ce au nevoie. Exact, exact. Siguranță, practic, da. Și noi trăim într-o stare de stres care este foarte diferit de tipul de stres la care ne-am adaptat ca și specie. Ce încerc să spun următorul lucru. În perioada de evoluție a speciei noastre, noi ne-am confruntat cu stres acut și de foarte scurtă durată. Ne urmărea un leu, în câteva secunde scăpam sau nu. Și nu mai eram stresați. Nu mai eram stresați. Aici nu avem stres de genul ăsta, decât când traversezi strada pe roșu, de exemplu, că ești pe celular și vine o mașină și mor sau nu. Dar situațiile astea sunt rare. Suntem confruntați cu un stres la care noi nu suntem adaptați. Este de lungă durată și de intensitate coborâtă. Și care ar fi simptomele stresului? Când ne dăm seama de fapt că suntem stresați? E stare de încordare, simți. Nu există o rețetă, sunt stresat. Sau, bine, sunt într-adevăr scale de stres, de burnout, de exemplu, sunt multe, dar e o stare de tensiune, lumea știe. Și ce ar trebui să facem când suntem stresați? Cum ne calmăm? Dacă nu putem să schimbăm mediul și în foarte multe cazuri nu se poate, exact. Atunci programe de intervenție sunt foarte, foarte eficiente. Oamenii pot învăța tehnici de mindfulness, de exemplu, de meditații. Ce să spun, de exemplu, dacă întrebarea se referă la ce putem face pe cont propriu. Pe cont propriu, da. Da, te duci în parc. Dacă ai un animal de companie, ajută foarte, foarte mult. Sportul ajută extraordinar de mult, în special dacă este făcut cu altcineva, nu singur. Și dacă nu avem capacitățile interioare sau interne să facem față stresului, atunci, într-adevăr, sugestia este exact să vorbim cu un specialist. Da. Și poate stresul să ne afecteze și sănătatea fizică? Stresul afectează sănătatea fizică. Sunt studii foarte multe care arată o corelație între nivelul de stres și, de exemplu, nivelul de inflamație în organism, ceea ce înseamnă că stresul duce la o scădere a sistemului imunitar. Deci oamenii care sunt stresați se îmbolnăvesc mai repede, se recuperează dintr-o boală mai încet, de exemplu de gripă. Unii care nu sunt stresați au un sistem imunitar mai puternic, se recuperează din gripă într-o săptămână jumătate. Oamenii care sunt stresați le au poate 2 sau 3 săptămâni. Există studii care arată și corelații între nivelul de stres și longevitate. Oamenii care sunt mai puțin stresați trăiesc mai mult. Da, deci este incredibil. Sunt rezultate absolut fascinante și cumva triste din punctul de vedere al faptului că practic foarte mult suntem stresați. Deci sistemele noastre imunitare probabil nu funcționează optim. Oricum, oamenii care nu sunt în mediul urban și sunt în mediul rural sunt mai puțin stresați, cel mai probabil. Cu siguranță. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile. Cu plăcere. Ne revedem și luni, numai cu gânduri bune.